Până la Newton, oamenii au crezut că mișcarea corpurilor cerești ascultă de alte legi decât mișcarea corpurilor terestre. De aceea, descoperirea legii atracției universale de către Newton este numită prima mare unificare din istoria fizicii, deoarece ea ne arată că în cer și pe pământ legile mecanicii sunt aceleași. Folosind cunoștințele astronomice acumulate până la el, cum ar fi legile mișcării planetelor descoperite de Johannes Kepler, observațiile astronomice ale lui Galileo Galilei, precum și principiile dinamicii, Newton a reușit să demonstreze în 1687 că două corpuri cu masele M1, respectiv M2, care se găsesc la distanța R, unul de celălalt, se atrag cu o forță direct proporțională cu masele lor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre centrele lor de masă, conform formulei pe care o vedeți și pe care o numim legea atracției universale. După cum vedeți, în această formulă avem o constantă, notată kappa și numită constanta gravitațională. Dacă o exprimăm din legea atracției universale, observăm că în cazul a două corpuri cu masele de câte un kilogram, care se găsesc la distanța de un metru unul de celălalt, constanta kappa devine numeric egală cu forța cu care se atrag cele două corpuri. Deci constanta gravitațională ne arată de fapt forța cu care se atrag două corpuri cu masele de câte un kilogram când se găsesc la un metru unul de celălalt. Deoarece are o valoare foarte mică, au trebuit să treacă mai bine de 100 de ani până când Henry Cavendish a reușit să o măsoare în anul 1798. Pentru a măsura forțe atât de mici, el a folosit o balanță de torsiune, adică un fir metalic subțire, care susținea o halteră cu două sfere de masă M mic la capete. Măsurând influența sferelor mari de masă M mare, pe care le vedeți în desen, asupra poziției halterei, el a putut calcula valoarea constantei kappa, iar valoarea ei acceptată azi este cea pe care o vedeți acum. Dacă scriem legea atracției universale pentru un sistem alcătuit dintr-un corp și pământ, un corp care se găsește la suprafața pământului, avem formula pe care o vedeți, în care am notat cu M mic masa corpului, cu M mare masa pământului și cu R mare raza pământului. Și dacă ținem seama că forța cu care corpul este atras de pământ este greutatea corpului respectiv, notată G mare, în această relație rămâne o singură necunoscută, odată ce știm valoarea lui kappa, masa pământului. Deoarece după găsirea constantei gravitaționale, Cavendish a putut calcula masa pământului, a rămas în istoria științei ca omul care a cântărit pământul. Masa pământului are valoarea pe care o vedeți aici și odată ce cunoaștem masa pământului, putem calcula și masa soarelui, a lunii și a celorlalte planete. În cursul următor voi vorbi despre consecințe și aplicații ale legii atracției universale. La revedere!